Un bărbat de 32 de ani a fost depistat în trafic ieri 16 octombrie de polițiști din cadrul biroului rutier în timp ce conducea un autoturism fără a poseda permis de conducere. Tânărul conducea sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Șimeana au depistat în trafic un bărbat de 32 de ani din județul Mehedinți în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 56B între localitățile Burila Mare și Devesel. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv pentru substanțe psihoactive, motiv pentru care a fost condus la unitatea medicală din municipiul Drobeta Tânu Severin pentru recoltarea de probe biologice. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.